Operațiunea Pietonul se desfășoară în perioada 22-28 august 2011 pe întreg teritoriul țării. Scopul ei este diminuarea încălcărilor regulamentului circulației rutiere de către conducătorii auto, dar și cele admise de către pietoni și sporirea nivelului de disciplină al tuturor participanților la trafic. Șofierii care vor fi găsiți vinovați pentru neacordare de prioritate legală a pietonilor sau cicliștilor la trecere pietonale vor fi sancționați cu o amendă de până la 10 unități convenționale și 2 puncte de penalizare, în baza articolului 238 alineatul 3. La fel, și pietonii care vor fi găsiți vinovați pentru traversarea neregulamentară a străzilor în locul nestabilit riscă o amendă de la 5 până la 10 unități convenționale, conform articolului 245 Codul Contravențional al Republicii Moldova. Da, sau cu amendă sau un avertisment risc. Avertisment sau amendă de la 5 la 10 unități convenționale. Acest șofer a vrut să economisească un minut și nu a cedat trecerea pietonilor, dar a fost nevoit să aștepte 15 minute pentru a-i se întocmi procesul verbal. Încălcări sunt admise și de către pietoni. N-am economisat nimic. Eu nici n-am văzut că am călcat. Majoritatea pietonilor, deci nu traversează trada în locurile stabilite. Ei traversează pe la gazoanele verzi, în afara trecerilor pietonale, în afara intersecțiilor și la o distanță mai mică de la 15 metri de la aceasta. Știu, bun, că nici nu știu că se, nu se de la grădinițe ori, dar mă doare piciorul și așa și-am trecut, am uitat într-o parte și alta și nu era mașină și-am trecut. Și era iertare, știu că spulăteți nu treacă, dar dacă vă spun și situații. E rușine. Potrivit angajaților poliției rutiere, cele mai frecvente încălcări comise de pietoni sunt ieșirea neașteptată de după mijloacele de transport staționate sau alte obiecte, starea de ebrietate a pietonilor, jocul copiilor pe partea carosabilă. De la începutul anului în Rezina s-au produs 17 accidente rutiere, dintre ele 6 cu implicarea pietonilor. Potrivit statisticii, în Republică, fiecare al treilea accident de circulație constituie tamponarea de pieton, iar fiecare al 16-lea accident este produs din vina pietonilor.